ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Start atelierelor de vacanță la Onești. Expoziție de medalistică la Biblioteca Radu Rosetti. Veste bună pentru Băcoane, zboruri charter din Bacău către Creta. A venit vacanța mare, iar la Biblioteca Municipală Radu Rosetti din Onești s-a dat startul atelierelor de vacanță. Despre ce ateliere este vorba aflăm în minutele următoare chiar de la directorul Bibliotecii Oneștene, Ionuț Stenie. Învățăm, ne distrăm, dar mai ales ne petrecem cât mai mult timp în Biblioteca Municipală Radu Rosetti, cea mai digitalizată bibliotecă din România. Așa cum spuneai, avem multe ateliere care așteaptă tinerii, îi așteaptă pe copii începând cu luna iulie. În fiecare zi se desfășoară cel puțin două ateliere. Dintre acestea aș enumera atelierii micii arheologi, atelierul Animalele Terei, atelierul de public speaking și storytelling. Este în premieră făcut în această vară de colega noastră Nicoleta Sălbatecu. Avem un alt atelier interesant și nou, se cheamă Cinema la Bibliotecă, care face parte din proiectul național Cinema la Bibliotecă, unde difuzăm filme de scurtmetraj cu mesaje motivaționale, atât pentru cei mici, cât și pentru adulți. Un alt atelier îndrăgit în anii trecuți de cei mici este atelierul de Lego, creație și joacă, care se desfășoară la Ludotecă, unde împreună cu colegii mei avem pregătit saci cu Lego, unde ei se pot dezvolta, pot crea orice își doresc. Important e să vină și să vrea acest lucru. Pentru că acum dispunem de tehnologie de ultimă generație, avem începând din această vară și atelierul VR, Ocolul Pământului, care se desfășoară la sala multimedia, unde prin intermediul ochelarilor de realitate virtuală vizităm, călătorim atât pe pământ, dar vedem și alte planete, totul cu scopul de a învăța și de a oferi o experiență interesantă aici la Biblioteca Radu Rosetti. Cu alte cuvinte, va fi o vară fierbinte din toate punctele de vedere, atât în ceea ce privește numărul activităților, cât și provocările pe care le lăsați pentru cei mici și cei mari. Da, noi invităm pe toți pentru că mai avem în premieră un atelier care sper să se bucure de succes. Avem și un senior de 70 de ani care s-a înscris. Este vorba de atelierul de limbă chineză, coordonat de Bogdan Prohozescu, unde nu doar tinerii sau oneștenii pot învăța sau se pot iniția în această limbă, dar și noi, cei din bibliotecă, vrem să participăm intens pentru a ne familiariza cu această limbă foarte interesantă. Va fi o vară frumoasă și ce să zicem, care va fi, să zicem, intervalul orar în care cei mici pot veni la bibliotecă și până la ce oră stau? Atelierele se desfășoară de obicei în prima parte a zilei, având în vedere căldurile cu care ne confruntăm, începând cu ora 10. Programul atelierelor se află atât pe site-ul bibliotecaonești.ro, pe paginile de socializare, dar avem și această broșurică care poate fi procurată gratuit de la intrarea din bibliotecă, unde aici aveți informații despre fiecare atelier în parte, ora și cine coordonează. De asemenea, o condiție ar fi ca toți cei care vor să participe la aceste ateliere să aibă și permis de bibliotecă. Pentru că, așa mi se pare corect, alături de carduri în portofel să-și găsească, iată, locul și permisul de bibliotecă. La Biblioteca Municipală Radu Rosetti din Onești, miercuri 3 iulie, a fost vernisată expoziția de medalistică, documente în metal, Ștefan cel Mare în medalistica românească și au fost prezentate exponate din colecția profesorului Vilică Munteanu. Oaspeții evenimentului au vizitat și Biserica Ștefaniană din Borzești și Muzeul de Artă Religioasă de lângă și s-au recules la mormântul fiicei poetului Vasile Alexandrii, Maria Bogdan, din cimitirul bisericii.
așa cum vedeți și în spatele meu, o expoziție impresionantă de medalii dedicate Marelui Voievod Ștefan cel Mare, organizată împreună cu Biblioteca Radu Rosetti de domnul profesor Vilică Munteanu, cu ocazia 520 de ani de la înveșnicirea lui Ștefan cel Mare. Iată un eveniment care ne onorează și care va fi prezent aici în holul hologramelor pentru încă 2 săptămâni, așa că cei care nu au reușit astăzi să vină la vernisaj o pot face zilele următoare. Îi așteptăm, pentru că așa cum vedeți și din imagini, sunt medalii colecționate de domnul Munteanu pe parcursul a ani de zile și cu semnificații absolut impresionante. Așadar, vă așteptăm și sperăm să marcăm acest moment important și prin această expoziție dedicată Marelui Voievod Ștefan cel Mare. Minunată ocazie de a vorbi despre un eveniment din anul 1904. Bineînțeles, este vorba de zilele 3-4 iulie, în acel an în care se comemorau 400 de ani de la moartea Marelui Voievod. Ei bine, pot să aduc oarecare informații în premieră, în sensul că evenimentul petrecut la Borzești, de fapt, a fost cel mai important de la acel moment din principatele din România, de fapt, deoarece Putna, știu telespectatorii dumneavoastră că nu se mai afla în teritoriul țării noastre. Ca atare, centrul manifestărilor dedicate Marelui Voievod s-au petrecut la Borzești, sub coordonarea părintelui școalei românești, Spiru Haret, s-au organizat aici manifestări deosebite. Ei bine, partea culturală a acestor manifestări a fost coordonată de Cășuneanu Neculai Păslaru. Aceste fapte eu le-am consemnat în lucrarea Istoria unei școale rurale de la începuturi până la timpul Bugulceavă, care sper cât de curând să aibă și copert, și atunci cititorii vor putea să afle mai multe amănunte. Dar nu pot să nu amintesc faptul că, fiind președinte al Cercului Cultural, care de fapt era și Onești 1, Neculai Păslaru a coordonat activitatea diriginților de școli. Atunci directorii aveau denumirea de diriginți. Ei bine, domnul institutorul Neculai Păslaru avea și rangul de subrevizor școlar. A parcurs mai multe trepte, dar despre asta în lucrarea respectivă. Foarte interesant am remarcat faptul că au pus în scenă poemul lui Vasile Alexandrii, Dumbrava Roșie. Costumele pentru acea reprezentație au fost împrumutate de la Teatrul Național din Iași, cu niște amănunte extraordinare pe care le-am regăsit în documentele studiate de mine. Și o să le regăsim și în cartea dumneavoastră. Cu mult mai multe amănunte și acuratețe. Așa. Da. Voiam să spun că s-a realizat o colaborare extraordinară atunci cu diriginții școlilor din împrejurimile Oneștiului. Și în așa fel încât personalitățile cu rang în statul român, participante aici la Borzești, au fost foarte mulțumite. De altfel, Neculai Păslaru a și fost premiat și a primit distincția ale statului român cu această ocazie. Ce să zic, domnule Constantin Tudose, felicitări pentru lucrarea pe care ne-o pregătiți, pentru cartea pe care ne-o pregătiți. Încă nu se vede, dar am aflat așa pe scurt și încă o dată dovediți faptul că sunteți promotorul și susținătorul evenimentului intitulat Obârșia Mioriței, faptul că sunteți autorul cărții Porțile de lemn ale Cașnului, Porțile Sufletului. Iată că acum o altă lucrare, nu sunt o întâmplare, ci fac parte dintr-un plan mai mare, mai general, mai amplu, care radiografiază viața comunității Dâncași.
Da, văd că v-ați însușit expresia ale celei mai închegate comunități de muntene a Moldovei. Așa este, nu e un plan, dar până la urmă cred că e vorba de o trudă și da, nu, truda presupune și suferință, nu sufăr nimic, dar trebuie căutat și căutat. Am avut șansele să umblu, să cercetez la Arhivele Naționale filiala Bacău și să aflu foarte, foarte multe lucruri, fapte, întâmplări despre localitatea mea natală. Veste bună pentru bacăuani, zboruri charter din Bacău către Creta. Locuitorii județului Bacău au acum un nou motiv de bucurie. Aeroportul Internațional Enescu Bacău a anunțat introducerea zborurilor charter către frumoasă insulă Creta din Grecia. Noua rută oferă o oportunitate excelentă pentru bacăuani de a explora plajele spectaculoase și peisajele uimitoare ale Cretei, făcând din această destinație de vacanță una mult mai accesibilă. Conducerea Aeroportului Internațional Enescu Bacău a transmis bucuria sa pentru această inițiativă. Descoperă frumusețea plajelor din Creta, zboruri charter din Bacău către Heraklion Creta Grecia, de la aeroportul din Bacău. Pentru cei dornici de soare, mare și relaxare, acum este momentul ideal pentru a-ți rezerva vacanța. Diverse agenții de turism oferă pachete atractive pentru această destinație, inclusiv această nouă rută charter promite să ofere nu doar confortul unei călătorii rapide și directe, dar și ocazia de a explora una din cele mai pitorești destinații din Grecia. Plajele cu nisip fin, cu ape cristaline și cultură bogată a Cretei așteaptă să fie descoperite de turiștii băcăuani. Rezervă-ți vacanța prin agențiile de turism și bucurați-vă de o experiență de neuitat sub soarele grecesc. Creta vă așteaptă! Biblioteca Radu Rosedi Ionești deține din 15 iunie cel mai avansat agent virtual dedicat unei biblioteci publice din România, grație colaborării dintre Digital Transformation Council și Biblioteca Radu Rosedi Ionești. Acesta poate fi accesat pe site-ul www.bibliotecaonești.ro 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an, fiind cel mai harnic angajat non-stop al bibliotecii în slujba utilizatorilor săi. Trebuie să spunem că suntem foarte mândri grație acestui proiect pe fonduri europene. Biblioteca Radu Rosedi a devenit din acest an una dintre cele mai moderne și digitalizate biblioteci din România, dispunând de tehnologie de ultimă generație. Pentru cei care încă nu ne-au trecut pragul, trebuie să vă informăm că încă de la intrare avem infochioșcuri digitale unde toți cei interesați pot afla despre sălile din bibliotecă, despre ce cărți avem disponibile. Avem holograme în mărime naturală, avem calculatoare de ultimă generație, table smart, unde deja foarte mulți liceeni care s-au pregătit pentru bacalaureat au exersat pe aceste table, ochelari VR, PlayStation, table interactive. Vrem să facem totul cât mai atractiv pentru ca nu doar adulții, dar iată și copiii care la nivel național au cam uitat de biblioteci să vină să-și petreacă timpul în bibliotecă. Pentru că un copil care, să zicem, se joacă pe PlayStation în bibliotecă la noi, are multe șanse să plece acasă și cu o carte. Pentru a o studia. De altfel, are și parte de un ajutor neprețuit, ca să zicem așa, inteligența artificială, care oarecum își găsește tehnica, își dă mâna cu cartea. Da, din fericire cred, nu din păcate, viitorul și în ceea ce privește bibliotecile stă în tehnologie, pentru că nu se poate altfel. Așa cum am mai spus, Biblioteca Radu Rosedi nu mai este un simplu loc de unde vii să împrumuți o carte, a devenit un hub cultural zonal, un centru cultural comunitar, pentru că aici se întâmplă foarte multe activități, de la stagiune muzicală, de la workshop-uri, simpozioane, ateliere și așa mai departe, și cred că în felul acesta putem atrage utilizatori cât mai mulți. Tot așa, cu mândrie aș dori să vă precizez că din luna aprilie, de când am deschis până săptămâna trecută, ne-au trecut pragul peste 8.000 de permise de bibliotecă. Statistic e un număr impresionant comparând cu anii trecuți.
Și în momentul de față, sala multimedia funcționează doar pe bază de programări, pentru că cererea este foarte mare, toți copiii vor să încerce ochelarii VR sau să încerce tablele smart, așa că am băgat sistemul de programare și ei știu la ce oră să vină, fiecare are dreptul la câte 60 de minute pentru a-i mulțumi pe toți. Într-adevăr, iată că biblioteca a devenit locul în care tinerii se programează ca să ajungă, nu credeam că o să spun niciodată chestia asta, dar iată că e un lucru bun și felicitări pentru ceea ce reușiți să faceți. Da, mulțumim și noi pentru că promovați evenimentele culturale și vă mai așteptăm pe la noi. Fostul primar al Oneștiului, Laurențiu Neghin, a anunțat că lucrările la ștrand s-au finalizat și va fi redeschis. Ștrandul este deschis zilnic între orele 9 și 21 și oferă locuitorilor și vizitatorilor ocazia de a se bucura de soare, apă într-un cadru modern. Noile tarife de intrare sunt accesibile pentru toate categoriile de vârstă. Copiii până în 10 ani plătesc 5 lei, cei între 10 și 18 ani plătesc 8 lei, iar adulții peste 18 ani plătesc 12 lei. Într-un gest de cunoștință și respect față de comunitatea locală, pensionarii din Onești beneficiază de gratuitate la ștrand în zilele de luni și marți. Și este o inițiativă menită să încurajeze mișcarea și relaxarea în rândul vârstnicilor. Cu aceste îmbunătățiri, ștrandul din Onești promite să devină o destinație de top pentru cei care doresc să evadeze de căldura verii și să se bucure de timpul liber într-un mediu plăcut și sigur. Veste bună anunțată chiar de către ministrul mediului Mircea Fechet. A fost semnat acordul de mediu pentru 51 de kilometri drum expres între municipiile Bacău și Piatra Neamț. Mă bucur că putem anunța un nou proiect de amploare care va dezvolta infrastructura rutieră din zona Moldovei, unde este atât de mare nevoie de drumuri, atât pentru transportatori, cât și pentru localnici sau pentru cei care doar tranzitează zona către destinații turistice. Acordul de mediu semnat la ANM este nu doar o garanție a faptului că proiectul va intra în faza de construcție cât de curând, ci și o asigurare că arile naturale de interes comunitar, prin vecinătatea cărora va fi desfășurat acest proiect și care găzduiesc numeroase specii de faună care se deplasează și tranzitează zona de influență a proiectului, nu vor avea de suferit din cauza lucrărilor. Traseul tranzitează localitățile Săucești, Bereș, Bistrița, Itești, Racova, Blăgești din județul Bacău, precum și unitățile administrativ-teritoriale Gândești, Costișa, Rediu, Borlești, Podoleni, Zănești, Rosnov, Săvinești, Dumbrava Roșie și Piatra Neamț din județul Neamț, ne-a anunțat ministrul băcăuan al mediului Mircea Fechet. În ultima ședință a legislativului local Aleși, orașului Stațiune Dărmănești a avut de discutat și aprobat bugetul pentru organizarea zilelor orașului, dar și despre alocarea de fonduri pentru organizarea unei tabere internaționale. În cadrul întrunirii aleșilor locali din orașul Stațiune Comănești au discutat și aprobat tarifele pentru accesul la piscină, dar și multe alte probleme de interes local. Privind alocarea fondurilor din bugetul local pentru organizarea manifestărilor cultural-artistice dedicate evenimentului Zilele orașului Dărmănești, ediția 2024. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Cam fiecare an ne-am propus să organizăm zilele orașului Dărmănești în perioada 10-11 august 2024. Am propus să alocăm de la capitolul cultură, recreere și religie 225.000 de lei, dintre care o parte vor fi, mai exact 25.000 de lei, utilizați pentru premierea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de la căsătorie. Și, așa cum spuneam și pe comisii, în perioada 10-11 august vom organiza zilele orașului Dărmănești. Sperăm ca să reușim să ne organizăm până atunci și să găsim cea mai bună variantă din punct de vedere al calității cost. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate a fost adoptat și proiectul de hotărâre privind alocarea fondurilor pentru zilele orașului. Punctul numărul 6 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare cu Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, ALZIAR, și pentru aprobarea resurselor financiare alocate din bugetul local în vederea desfășurării taberei internaționale de creație artistică, armonii cromatice și muzicale Dărmănești, ediția 1-2024. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Aș vrea să încep prin a face precizarea că orașul Dărmănești este membru în Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România.
Suntem stațiune turistică de interes local și ne interesează să promovăm și arta și cultura din poziția de stațiune turistică de interes local. Ca atare, Asociația Localităților și Zonelor Istorice de Artă și de Artă din România ne-a propus o convenție de colaborare privind organizarea în parteneriat de acțiuni culturale și primul eveniment se referă la o tabără internațională de creație artistică, armonii cromatice și muzicale, care va avea loc în perioada 19-26 august la Dărmănești. La această tabără internațională vor participa artiști din România și din afara țării. Pentru a putea organiza acest eveniment, am propus alocarea sumei de 15.000 de lei de la capitolul Cultură, Recreere și Religie, fondurile fiind necesare pentru cheltuieli de organizare a vernisajului, tipărire, materiale promoționale, afișe, mediatizarea evenimentului și așa mai departe. Și ce este foarte important, picturile și materialele rezultate în urma desfășurării evenimentului cultural la Dărmănești vor intra cu titlu gratuit în patrimoniul UAT Oraș Dărmănești. Avem intenția de a participa și cu o parte din elevii de pe raza orașului, de la școlile de pe raza orașului Dărmănești, care au înclinare și, intenții de a dezvolta în viitor această componentă de pictură și nu numai. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Mulțumim, domnule primar. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? A fost adoptat și punctul numărul 6 de pe ordinea de zi. Fetiță de nici 2 ani salvată de 2 jandarmi băcăoani după ce s-a necat în râul Tazlău. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. 2 jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău au devenit eroi zilei după ce au salvat o fetiță de nici 2 ani ce se necase după ce a căzut cu mama și ceilalți frățiori în apa râului Tazlău. Mama a intrat în apă să-i salveze pe cei doi băieți, dar a alunecat și a căzut cu cea mică în apă. Au reușit să iasă cu toții din apă, dar din păcate fetița nu mai respira. Incidentul a avut loc în cartierul Slobozia pe râul Tazlău, în apropierea podului de pe strada Victoriei din municipiul Onești. Florin și Cătălin, jandarmii care au intervenit, se aflau în patrulare când au observat-o pe mamă care abia ieșea din apă. Aceștia au auzit strigătele la un moment dat, așa că au mers să vadă ce se întâmplă. O mamă încerca să salveze fetița ce nu mai respira, aceasta necându-se după ce mama a alunecat și a căzut cu ea în apă. Florin a intervenit rapid și a aplicat manevre de resuscitare până când micuța copilă și-a revenit și a început să respire. Acesta a luat-o în brațe pe copilă și a alergat cu ea până la ambulanță. Cătălin și-a sprijinit colegul, a vorbit cu operatorul la 112 și a oferit detaliile necesare privind locația și modalitatea de a ajunge cât mai repede ambulanța. Până la sosirea echipajului medical, fetița a mai avut nevoie de manevre de resuscitare. Ulterior, fetița a fost preluată de un echipaj SAR și transportată la UPU Onești pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate. Îi urăm la mulți ani lui Florin și îi mulțumim pentru curajul și profesionalismul de care a dat dovadă. Colegul nostru plutonier ajutant Florin Sfârlog, modest ca întotdeauna, a dezvăluit că surpriza de ziua lui este fericirea de a vedea pe fetița salvată acasă, alături de familia ei, în siguranță și sănătoasă. Ziua colegului nostru s-a transformat într-o zi de bucurie și recunoaștere, în care trebuie să înțelegem cât de important este să ne ajutăm și să ne susținem unii pe alții. Este un moment care va fi pentru totdeauna în inimile celor care au intervenit pentru salvarea Serenei și care va rămâne un exemplu de curaj și altruism pentru noi toți. Salvarea vieții fetiței de la NEC este un act de eroism și devotament care merită toată aprecierea și respectul nostru. Suntem profund recunoscători pentru gestul salvator pe care l-ați făcut și vă dorim mult succes în continuare. Felicitări, Florin! Felicitări, Cătălin! Acestea au fost știrile, vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Marți 9 iulie, vremea se răcorește. Maxima zilei ajunge până la valori de doar 34 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 16 grade Celsius. Miercuri 10 iulie, vremea se menține la aceleași temperaturi, maxima ajungând până la 34 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 16 grade Celsius. Joi 11 iulie, vremea se menține caldă, maxima zilei ajunge până la valori de 33 de grade Celsius, iar după amiază sunt posibile averse de ploaie. Pe timpul nopții, minima scade până la 21 de grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.